Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Hai să aflăm care sunt promisiunile astrelor pentru pește în anul 2021. În viitorul an 2021, în care totul nu poate merge așa cum a fost planificat, ar trebui să acorzi atenție posibilităților tale ascunse, încearcă să le la maxim ai grijă să nu pierzi niciun moment favorabil, să îți pui în aplicare ideile chiar de la începutul anului, să fii îndrăzneață și hotărâtă. Reprezentanții zodiei peștilor îndepărtați de creativitate, în primăvară, ca și cum nu observă nimic din jur, se pot găsi brusc într-o situație dificilă și neplăcută și într-o singurătate de plină, care poate provoca disconfort. În această vară, vei avea o perioadă de muncă grea și... Cel mai important rodnică, dar nu uita că munca ar trebui să alterneze vara cu perioadele de odihnă. La sfârșitul verii, poate începe tensiune în relațiile de familie, va exista un fel de subestimare în viața personală. În această perioadă vei avea nevoie de experiențe noi cu partenerul, astfel încât diversificarea comportamentului tău, extinderea gamei de interese comune pot fi mai multe decât necesare. Toamna ar putea să aducă momente neplăcute de neîncredere în viața ta, sunt posibile înșelăciunea și trădarea, ceea ce poate duce la consecințe negative ale conflictului, până la separare. Anul 2021 nu vei trăi ușor, deși îți va fi amintit pentru perioada conexiunii spirituale raționale cu puteri superioare, ceea ce în sine este foarte valoros. Evenimentele din anul taurului de metal alb se vor schimba cu o viteză și într-un mod atât de neașteptat, încât va trebui să abandonezi pozițiile lese anterior și punctele de vedere stabilite, și să accepti noi reguli ale jocului sub forma unor credințe completă noi, va trebui să înveți să te bazezi nu pe logica ceea ce se întâmplă, ci pe sentimentele tale, intuiția va juca un rol extrem de important va trebui să stăpânești limbajul semnelor, în care soarta și universul în sine vor începe să comunice cu tine. Și dacă reușești, vei câștiga o putere spirituală fără precedent. În acest moment, rugăciunea spusă pe gură, cu glas va deveni o armă. Capacitatea de a intra într-o stare de conștiință alterată, adică de a invoca un sfânt, îți va schimba radical viața. Vei putea să te vindeci și să-i ajuți pe ceilalți printr-un efort de voință. Mai mult, cu ajutorul meditației, vei putea trata probleme care sunt pur și simplu de zi cu zi. Cu toate acestea, aceste lucruri îți va reduce parțial activitatea de afaceri, vei fi mai obosită ca niciodată, în acest moment vei începe să te consolezi cu gândul că nu vei câștiga toți banii, atașamentele excesive vor deveni de asemenea un obstacol în calea drumului tău și nu contează pentru cine, pentru un partener, un copil sau o pisică de casă. Va trebui să-i lași pe cei dragi din soarta lor și să-i dezlegi de grija ta constantă. Numai astfel vei putea realiza principalele tendințe ale anului, să-ți construiești viața cu ajutorul credinței, iubirii universale și contopirea minții în sine cu fluxurile informaționale ale întregului univers. Dragostea pentru pește în anul 2021 La începutul anului 2021, anul taurului de metal alb, nu trebuie să-ți faci griji în ceea ce privește sfera iubirii și a relațiilor intime din viața ta, se anunță doar evenimente pozitive. Chiar dacă relația cu partenerul tău în perioada ianuarie-februarie 2021 duce lipsă de claritate, atunci în acest caz nu ar trebui să te superi, cel mai probabil în acest moment vei constata că, calmul este o binecuvântare și vei folosi cu recunoștință această perioadă pentru a te apropia de partener, multe vor începe să se schimbe în viitorul foarte apropiat, când relația ta va deveni mai dinamică. De exemplu, pentru reprezentanții liberiei semnului pești, în februarie 2021 va exista un moment favorabil pentru nunți. În martie 2021, anul taurului de metal alb, poziția planetelor în horoscopul natal poate fi interpretată în două moduri, dar opțiunea cea mai plauzibilă se află în pragul valorilor de frontieră. Pe de-o parte, reprezentanții semnului tău zodiacal în acest moment pot realiza inutilitatea conexiunilor existente și chiar pot realiza pericolul pe care îl promite dezvoltarea ulterioară a relației lor. Pe de altă parte, peștii vor putea să-și depășească frica, vor putea împiedica dezvoltarea evenimentelor care îi amenință, vor scăpa de anumite conexiuni, chiar dacă astfel de acțiuni pot implica pierderi mari atât din punct de vedere financiar, cât și spiritual. Aprilie 2021 va dovedi că acțiunile întreprinse în martie nu au fost în zadar, Treptat viața ta de dragoste va începe să ia nuanțe de lumină în speranța unor perspective noi. Și totuși, primăvara anului 2021 a taurului de metal alb, este o perioadă de iubire și fericire. Ai de gând să-ți cauți iubirea? Se pare că o astfel de întrebare nu ar fi complet corectă. În cea mai mare parte, fiind predispusă la febra primăverii îți vei exersa capacitatea de a se duce și rupe inimile. Un astfel de program de divertisment nu va necesita mult efort din partea ta, în această perioadă forțele tale în domeniul iubirii sunt mai puternice ca niciodată. Amintindu-ți greșelile din trecută, te vei bucura de momentele tandre, înșelând sufletele tinere, inocente, din nou și din nou. Dacă ești din cele care trăiesc în uniuni pe termen lung, dar nu ți-ai oficializat încă relația cu partenerul, te vei confrunta cu o alegere dificilă în iunie 2021. Se pare că te vei afla înaintea unei alegeri care va fi decisivă pentru relația ta. Cu toate acestea, dacă te gândești cu atenție, concluzia se sugerează, deoarece soluția la întrebarea ta este logică și inevitabilă. Dar, în primul rând, ceea ce ar trebui să faci este să porți o discuție din toată inima cu partenerul tău. La începutul verii anului 2021 a taurului de metal alb, nu se poate spune că relația ta va fi foarte optimistă. Toată suferința, chinul și îndoielile care trebuiau să se risipească, se întorc brusc înapoi la tine, forțându-te să experimentezi din nou și din nou ceea ce dora să uiți. Din fericire, în acest moment nu vei fi lăsată singură cu gândurile. Partenerul tău își va dovedi în mod sistematic dragostea, devotamentul și atașamentul spiritual față de tine. Cu toate acestea, nu vei avea suficiente cuvinte și promisiuni simple, ai trecută deja prin toate acestea. Din fericire, situația va începe să se schimbe la sfârșitul lunii august 2021, treptat relația ta va dobândi nuanțe calde, armonioase. Prin încheierea unui armistițiu, vei amâna soluționarea problemei de încredere pentru o perioadă ulterioară. Pentru cele singure, sunt probabil întâlniri interesante în septembrie 2021, cel mai probabil loc unde îți vei întâlni dragostea va fi un fel de loc public, de exemplu, un concert sau o vacanță de sezon octombrie 2021 și toate ultimele luni din anul taurului de metal alb vor fi deosebite de favorabile pentru dezvoltarea vieții personale. Acum totul este în ta. Poți, fără consecințe speciale, să rupi o relație care nu are perspective, să rămvi o legătura care a fost considerată de multă timp pierdută sau să găsești o nouă iubire ale cărei perspective vor fi cele mai optimiste pentru tine cariera și banii pentru pește în anul 2021. Ceva din munca ta va trebui să nu fie anunțat, să fie păstrat în secret. Evenimente interesante te pot aștepta în a doua treime a anului. Mai multe tipuri de locuri de muncă sunt posibile simultan. În acest an, acei pești ale căror activități sunt asociate cu sfere secrete, ezoterism, psihologie și artă, vor reuși activitatea ta profesională va primi o nouă etapă de dezvoltare. Dificultățile sunt așteptate în relațiile cu partenerii de afaceri. Sunt posibile contradicții reconciliabile și probleme grave, mai ales la începutul anului. Acest lucru se întâmplă de la sfârșitul anului 2020, apoi în august și septembrie. Din noiembrie 2021, situația se va schimba în bine. În ultimul trimestru al anului, Trebuie să-ți intensifici eforturile pentru a-ți îndeplini sarcinile de muncă. Va trebui să muncești din greu și din greu. În relațiile cu colegii, sunt probabile conflicte și neînțelegeri. Financiar, situația nu este rău, în ciuda dificultăților. În prima jumătate a anului 2021, această zonă este accentuată pentru tine și nu în cel mai rău deși în prima jumătate a primaverii sunt posibile întârzieri în câștig. În acest moment, trebuie să te ferești de decizii și acțiuni eronate. Va trebui să te întorci la vechile afaceri. Este probabil ca în acest moment să primești un împrumut sau vechile datorii să-ți fie returnate. Profit este de așteptate de la parteneri, clienți, de la cooperare. Fii atentă la cheltuielile excesive în nu numai. Sfârșitul anului poate fi mai dificil. În noiembrie și decembrie, nu este recomandat să te angajezi în investiții, să iei împrumuturi. Sunt anticipate dificultăți financiare. Noiembrie poate aduce cu sine situații critice legate de finanțarea proiectelor și probleme cu patronii. Viața de familie pentru pește în anul 2021. Acordă o atenție specială părinților în acest an. Dacă ești născut în prima decadă a semnului pești, respectiv între 20, -20 și 28 februarie, oricât de reușită este cariera ta în 2021, nu uita de treburile casnice simple și acordă suficient atenție celor dragi. Chiar dacă ești foarte ocupată, cei dragi vor avea nevoie de sprijin special. Indiferența ta poate duce la conflicte familiale severe și certuri de se. Dacă ești născut în a doua decadă a semnului pești, respectiv între 1 și 11 martie, în acest an, poți armoniza relațiile de familie, fii flexibilă și fii dispusă să faci compromisuri, nu uită de parenting, anul acesta va da roade. Efectuează îmbunătățirea la casei, începe renovările, achiziționează articole de decor interesante pentru casă, și implică întreaga familie în acest sens, dacă ești născută în a treia decadă a semnului pești, respectiv între 12 și 20 martie, deoarece este probabil că anul acesta să începi să aduni mai multe venituri în familie decât partenerul tău, încearcă să nu faci publicitatea asupra aspectului financiar al problemei, Arată ți atenția asupra bărbatului tău și arată că el este încă câștigătorul și șeful familiei nu pune treburile casnice și părinții pe umerii soțului. Sănătatea pentru pește în anul 2021 La începutul anului 2021, principalul lucru pentru tine este să nu dăune sănătății supraestimând semnificativ propriile capacități. Cert este că în ianuarie 2021, influența uneia dintre planetele delicate în raport cu Zodia ta va dispăra din horoscopul sănătății. Pe termen lung, aceste lucru promite dividende semnificative, dar în acest moment te poate slăbi. Nu te speria, totul este în sensul comun, nu ești amenințată de boli grave, dar ar trebui să-ți faci griji în continuare pentru sănătatea ta. Rezistența organismului la bolile infecțioase va fi redusă, precum și rezerva generală de vitalitate, încearcă să nu te supraîncarci cu muncă în primele luni ale anului 2021 în aprilie 2021, anul taurului de metal alb. Sectorul de sănătate al horoscopului tău natal va adăposti o planetă războinică. Această planetă cu energie de viață incontrolabilă îți va oferi o mulțime de energie, o bună stare de bine și dorința de a face ceva care va pune capăt posibilelor suferințe. Cerințele tale sunt destul de legitime, deoarece cu o ușoară întârziere, o altă planetă va apărea în horoscopul tău, planeta norocului, prevestind o soluție de succes la probleme dureroase. În plus, influența planetelor asupra sectorului de sănătate al horoscopului tău natal va fi aproape directă, ceea ce vorbește nu numai de a scăpa de simțirea bolilor simple, dar și de probleme mai grave, chiar și acei pești cu boli cronice au mai multe șanse să-și recupereze sănătatea. Deși calea către recuperare nu va fi presărată cu petale de trandafiri, dar vor putea găsi o abordare potrivită pentru tratarea bolii. În vara 2021, influența directă a planetelor asupra horoscopului tău va dispărea. Starea de bine și starea fizică vor începe treptat să se recupereze. Dacă până în această perioadă ai fost deja într-o formă fizică bună, atunci vitalitatea, energia și dinamismul tău vor fi nepuizabile. Din potrivă, pentru persoanele care suferă de boli cronice, vara anului 2021 a taurului de metal alb va fi o perioadă de recuperare. Oricât ar fi de rău pentru tine în perioada de vara anului 2021, odată cu sosirea toamnei, sănătatea ta se va schimba semnificativ într-o direcție pozitivă. La sfârșitul lunii septembrie, în horoscopul natal al peștilor, se vede clar o întoarcere la o sănătate bună și la potențialul de a vindeca afecțiunile care te chinuesc de multă vreme. Singurul factor negativ care ar trebui controlat în această perioadă va fi problema digestii. Cu toate acestea, este posibil să existe probleme cu supraponderația și supraalimentarea, însă, într-un fel sau altul, Majoritatea dintre voi veți face față unor astfel de obstacole minore. Horoscopul chinezesc 2021 după semnul nașterii, dacă ești pești, dar în zodiacul chinezesc ești șobolan, anul 2021 va fi mult mai profitabil pentru tine decât cel precedent, în timp ce vei începe să primești profituri din surse noi despre care nici măcar nu știai, cel mai probabil, o parte din talentul tău pe care l-ai considerat frivol, te va trage undeva, îți va analiza activele. Dacă nu vei pune în valoare legăturile vechi, cât mai multe parteneriate de afaceri, relații de prietenie și relații de familie, ruperea lor în 2021 este plină de pierderi grave. Dacă ești pești dar în zodiacul chinezesc ești taur, ești favorita astrelor. Dar în anul taurului de metal alb vei avea adversari puternici, frivolitate și nepăsare. Toate acestea sunt capabile să te împingă într-un act necugetat sau la cuvinte slab verificate. Acest lucru se poate întoarce la profiturile pierdute, contractele de muncă rupte sau pierderea încrederii în cineva apropiat. Măsoară de șapte ori și tai odată, este principiul tău de succes în 2021 adică fericirea ta este în propriile mâini. Dacă ești pești dar în zodiacul chinezesc ești tigru, ai șansa de a face un salt serios pe scara carierei. Adevărat, în acest sens, este posibil să fie nevoită să abandonezi casa ta, poate chiar să-ți schimbi profesia și adresa de domiciliu. Atunci când iei o decizie fatidică, asigură-te că verifici sfaturile inimii tale, numai în acest caz vei avea succes. Și ține cont, mișcarea ta nu trebuie să facă rău nimănui, negativitatea comisă în 2021 se va întoarce împotriva ta. Dacă ești pești, dar în Zodiacul chinezesc ești iepure, taurul de metal alb îți promite succesul financiar și de afaceri, dar condiția principală este să nu stai liniștită, să nu economisești energie, să nu-ți odihnești mâinile și creierul de dificultăți și de munca zilnică. De asemenea, are sens să pui sociabilitatea la valoarea maximă, mai multă decât atât. În plimbările cu prieteni, la petreceri, în excursii, îți poți întâlni viitorul suflet, pereche sau o persoană foarte importantă pentru tine. Dacă ești pești dar în zodiacul chinezesc ești dragon, ești obișnuită să acționezi impulsiv, emoțional în multe situații, asumându-ți dificultăți cu multă greutate. Taurul de metal alb te avertizează, în anul său armonios, astfel de tactici de armură nu sunt cea mai avantajoasă aplicarea forțelor. Norocul atât de afaceri, cât și financiar va fi de partea ta. Prin urmare, cântărește-ți cu atenție cuvintele și gândește-te cu câțiva pași înainte. Dacă ești pești dar în zodiacul chinezesc ești șarpe, în domeniile de afaceri și finanțe vei avea un an relativ calm stabil și previzibil, adică, cu cât vei fi muncit mai mult, cu atât vei fi câștigat mai mult, cu cât ai încercat mai mult să depășești pe cineva, te vei depăși pe tine însăți cu atât mai mult, totul este simplu, dar în sfera fericirii și iubirii personale, experiențele sunt posibile. Când cer loialitate și înțelegere din partea partenerului, reține, Sentimentele și obligațiile reciproce din partea ta sunt necesare, dacă ești pești, dar în Zodiacul chinezesc ești cal, nu va fi posibil să petreci anul 2021 într-un loc de calm. Deja din ianuarie 2021, o mulțime de lucruri, obligații și griji vor cădea asupra ta, pe care este de dorit să le îndeplinești în cel mai harnic mod, reputația ta pe piața muncii și în afaceri și, prin urmare, veniturile tale depinde de diligență, dacă o faci până la jumătatea anului, vei simți o greutate plăcută în portofel, și cu ea vor veni atât romantismul, cât și dragoste. Dacă ești pești dar în zodiacul chinezesc ești oaie. Succesul tău în 2021 este strâns legată de capacitatea de a asculta propria intuiție, ea este cea care îți va solicita cele mai corecte decizii. Ți se fac promisiuni, poate că ți vei schimba locul de muncă, te vei muta într-un nou oraș sau o țară sau îți vei lua la revedere de la status quo pe frontul personal. De exemplu, vei ajunge în sfârșit să te maturizezi pentru, da, ca răspuns la o propunere de căsătorie. Dacă ești pești dar în zodiacul chinezesc ești mai muță. Te așteaptă o mulțime de vești, întâlniri neașteptate, schimbări, cu o singură sarcină pentru a te ajuta puțin să-ți corectezi și să-ți îmbunătățești propria viață. Așadar, poți lua adio de la obiciuri proaste, să obții permisul de conducere, să cazi de acord cu o creștere a salariilor, să găsești un loc de muncă mai puțin profuit. Analizează semnele soartei, ea le va plasa peste tot și pe tot parcursul anului. Dacă ești pești dar în zodiacul chinezesc ești cocoș, ești în afaceri, dacă nu ocupă cu asta, îți recomandă cu tărie taurul de metal alb, pentru că în domeniul afacerilor te așteaptă un mare succes. Cu toate acestea, să lucrezi pentru un unchi te poate răsfăța și cu o promovare, nu financiară, ci în carieră, poți fi încredințată cu un proiect mare sau încredințată cu conducerea unui departament. Încearcă să nu uiți de planul personal pentru succesul în afaceri, cei dragi au nevoie de atenția ta. Dacă ești pești dar în zodiacul chinezesc ești câine, intri în perioada ideală pentru creativitate și perfecționare de sine, desenează, cântă, compune, învață și reîncearcă. Cu o probabilitate ridicată, rezultatul acestui lucru va consta în schimbări plăcute pe plan profesional, cineva și va schimba domeniul de activitate pentru ceva mai monetar și interesant, cineva va începe propria afacere iar cineva va găsi un loc de muncă part-time și, ca urmare, va primi atâtă libertate, cât și profit. Dacă ești pești, dar în zodiacul chinezesc ești mistreț, vei deveni una dintre preferatele taurului de metal alb, dacă nu chiar venituri și profituri exorbitante, atunci măcar o avansare în carieră foarte activă pentru tine. Pe plan personal, schimbările globale sunt foarte posibile, căsătoria, Renuirea în familie, modificările pozitive vor afecta și cercul apropiat, un prieten și un ajutor vor apărea lângă tine, care vor juca ulterior un rol important în viața ta. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!